Bună! Bine ai venit la povestea de astăzi! Vom citi împreună o carte scrisă de Cristina Butler și ilustrată de Tina McNaughton. O zi de iarnă. Micul Arici își pregătea patul pentru iarnă când, deodată, o rafală de vânt îl luă pe sus. Îi zdruncină culcușul cald și primitor și îl lăs vârli în aer. Micul Arici tremură de frig în vreme ce vântul șuieră în jurul lui și se întreabă ce-i de făcut. Reuși să-și prindă fularul, căciula și mănușile înainte să-i le ia vânt. Va trebui să stau cu bursucul până va trece furtuna, zise el în cele din urmă, trăgându-și căciula de lână peste țepi. Apoi se cuibări în fularul călduros, își puse mănușile și, trăgând aer în piept, porni la drum. În drumul său, micul Arici dădu peste o familie de șoricei de câmp ce tremurau ghemuiți printre firele înalte de iarbă. N-am mai prins niciodată așa o furtună, chițăi mama șoarece. Vântul ne-a zburat cuibul și vieților mei copilași le-e tare frig. Și casa mea a fost luată de vânt, îi spuse micul Arici. Plecasem să stau la bursuc, dar am tocmai ce vă trebuie ca să vă încălziți. Își luă de pe cap căciula de lână și l-o dădu șoriceilor. O, minunat, minunat, chițăiau ei cuibărindu-se pentru a se feri de vânt. Mulțumim, micule Arici! Pe malul râului, micul Arici o întâlni pe Vidră, ce sufla și pufâia pentru a-și încălți lăbuțele. Bună, dragă Vidră! Spuse micul Arici. Ce faci aici? Haina mea de blană îmi ține cald, dar lăbuțele mi-au înghețat de frig. Uite, ia asta, zise micul Arici, oferindu-i mănușile sale. Ar trebui să te scape de necaz. Mulțumesc, micule Arici. Sunt minunate, dar tu nu ar trebui să fii acasă pe vremea asta friguroasă? Eu merg să stau cu bursucul, spuse el, continuându-și drumul. Când micul Arici ajunse în pădure, stratul de zăpadă era tot mai gros. Se chinuia să înainteze, croindu-și cu greu drumul printre palele de zăpadă purtate de vântul ce urla pe lângă el. O căprioară și puiul ei se adăposteau în tufișuri. O, micule Arici, de ce nu ești în cuibul tău pe furtuna asta îngrozitoare? Întrebă ea. Așa că micul Arici îi spuse mamei căprioare despre culcușul său luat de vânt. Dar în timp ce îi vorbea, văzu că puiul ei tremura de frig. Uite, ține, zise el dându-i puiului fularul său. Ce bun ești, spuse mama căprioară. Mulțumesc! Micul Arici înainta din ce în ce mai grăbit. Dar când ajunse într-un loc de unde putea în sfârșit să zărească la poalele dealului, casa bursucului alunecă pe poteca înghețată. Ajutor! Strigă el în timp ce se rostogolea prin zăpadă, trecând dintr-o săritură într-o lovitură. Bursucul își pregătea cina când auzi... Oare ce să fi fost? Strigă el și îi scăpă pâinea prăjită din mână. Când deschise ușa,
Un bulgăre țepos de zăpadă se rostogoli înăuntru. Oh, vai, zise lui Mit. Este micul arici. Ursucul îl duse pe micul arici într-un scaun așezat lângă foc și îi dădu o ceașcă de ceai. Micul arici îi povesti ursucului despre aventura sa prin zăpadă și apoi, încălzit și liniștit, a dormi buștean. Când furtuna se duse, micul arici și bursucul făcură o plimbare pe acolo pe unde ar fi trebuit să fie casa sa. Cum voi construi un culcuș nou dacă toate frunzele și rămurelele au fost duse de vânt și nu mi-a mai rămas nimic? Întrebă el neliniștit. Te voi ajuta eu, îi spuse plâng bursucul. Aproape că am ajuns. Surpriză! Se auzi de îndată ce luară colțul. Micul arici rămase fără grai de încântat ce era. Prietenii pe care îi întâlnise în timpul furtunii făcuseră cel mai primitor culcuș pe care l-a văzut vreodată. Pentru cel mai darnic și grijuliu arici din lume, spuseră toți în cor. La revedere! Pe data viitoare la o nouă poveste.